Nicolae Badea este unul dintre cei mai buni conducători din țară, numai că nu vrea să se mai implice. El, ca și Borcea, dă banii și Dumnezeu face ce vreți. Da. Dar el încă mai dă bani. Asta știu sigur. Cât de aproape ați fost în combinația celebră recentă, că ați fost implicat în combinația mare care s-a gândit la un moment dat cu Badea, Borcea, să reveniți în forță în fotbal și dumneavoastră președinte? A, cu Cataramă. Cu... Recent a fost, nu? Cu Cataramă, da. Cu Vova. Da. Da, da, da. No, v-a atras no. Ideea? De... Că dumneavoastră mereu acum a spus că nu. Acum un an. Da, atunci cu Nețoiu, cu Nețoiu, cu ăsta, eram, trebuia să punem fiecare câte 500 de mii. Eu am fost de acord, dar să punem 5 ani la rând câte 500 de mii. Bun, ca să aveți ca să stabilitate. Să facem performanță. Altfel, eu ce performanță să fiu? Și cine era președinte executiv? Păi eu... Dumneavoastră, așa, deci așa eu era eu răspundeam de tot. Dumneavoastră răspundeați de tot. Răspundeam în fața lor. Da, adică ei erau Consiliul de Administrație. Și acționat. Eu puneam bani. Și dumneavoastră puneați bani, dar era și președinte. Dar și răspundeam în fața lor. Sincer, care era primul antrenor la care v-ați gândit, dacă ați fi făcut combinația? Pițurcă. La nebunie mare Pițurcă la Dinamo. Pe Pițurcă, domnule, lăsați-mă pace și eu. Țineam cont de galerie. Și, pe Pițurcă îl puneam 100%, ce să mai... Transferul și pe Pițurcă și ăștia doi de la voluntari, Bălănescu și Bogdan Nicolae, îi puneam... Bălănescu practic înapoi la Dinamo. Conducători, da. Și ce transfer ați făcut? V-ați fi bazat pe jucători tineri sau luați direct bombe? Că dacă erați 5-6 ani și puneați bani, vă permitați cu drepturi de televizare. Vorbești, bănele. Spuneți-mi acum un jucător, dacă ați fi acum la Dinamo în combinația asta, ce ați lua? Că trebuie, dumneavoastră știți foarte bine, trebuie și de marketing niște nume. Nu merge să iei așa anonim când ești la Dinamo. Dom'le, nu pot să răspund la întrebarea asta, pentru că din țară n-aș lua mai mult de 2. A, ați făcut cu străini echipă? Da, mai mult de 2 fotbaliști n-aș fi adus din țară, că nu am. N-aș fi avut. A, așa l-aș fi, dacă puteam să iau de la Steaua jucători, luam 2 jucători de la Steaua. Luam pe Stoica și pe Pescu. Nu vi-l dădea Gigi pe Calin celălalt. Dacă aș fi putut, s-am spus, da, să-l iau. Da. De la Cluj l-aș fi luat pe Petrila, adică făceam o echipă de viitor, o echipă care... Să face și bani. Într-un an de zile să sparg campionatul, rezultatele pe care le făceam. Dar de ce a murit combinația asta, altfel foarte interesantă? Eu, în primul rând, n-am fost de acord. Cu ce? Eu am fost cel care m-am opus. Pentru că ei puneau primul an, puneau toți imediat bani. Da, da. Și pe aia mai vedem. Și după aia au început să scârțe unii din ei. Că stai să mai vedem ce iese, cum iese. De ce să dăm atâta în fiecare an? Băi, fratele, mă. 5 ani, punem fiecare câte 500 plus drepturile de televiziune. Da. O parte cheltuim pentru salarii și pentru astea și o parte cumpărăm jucători. Corect. Noi 3 ani trebuie să cumpărăm jucători. Corect. Adică dumneavoastră ați gândit pe 5 ani, de-abia în ultimii ani să faceți al proiectului performanță. Plecam în Argentina, vedeam echipa de Under 18 și Under 21. Naționalele, spune. Naționalele, alegeam câte 2 tineri care nu costau mai mult de 5 milioane. Unu, dar super valori. Da. Mergeam în Africa. La fel. Din Europa nu puteai, că în Europa sunt scumpi. Sunt scumpi și ei umblă după talentele de afară. Și mai luam din echipele de juniori ale Franței, tot așa mă duceam și vedeam. Luam jucători, deci făceați un tur de forță de scouting. Luam cel puțin 5-6 jucători de între 18 și 21 de ani. Da. Numai bătrân de 21 de ani. Pe care riști să ai 1-2 eșecuri. Da. Ferească Dumnezeu să accidentează sau... Nu confirmă, nu se acomodează. Se nășteau talente și mureau speranțe ca mulți pe care i-am văzut eu în țara asta. Păi eu am văzut un jucător la echipa națională Under 18, care am crezut că este cel mai mare antrenor, cel mai mare jucător din lume. La 14 ani avea o viteză și astea, juca fundaș central. Da. Antrenorii l-au pus... mijloca stâng, extremă stângă, mijlocaș drept, extremă dreaptă, vârf de atac, în 2 ani de zile l-au curățat. După aceea a ajuns pe la Mediaș, care n-a prea
a jucat, Plumbuitul cheamă. Mi-ați mai spus de el. Așa. Dom'le, la 14 ani era unul dintre cele mai mari talente ale lumii, cred.